Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Vorbim azi despre când poți renunța la pătuț sau când e cel mai potrivit să-l muți pe copil într-un pat mai mare. Asta e una dintre noile mele dileme personale și nu m-aș fi gândit sincer că și pentru o astfel de schimbare, aparent banală, trebuie să țin cont de o mulțime de aspecte. Unul din ele este, evident, vârsta copilului sau, mai bine zis, nivelul de energie și de forță la care a ajuns. Fetița noastră de un an și jumătate a început de mult să escaladeze și să zgâlție pătuțul, iar uneori am impresia că o să-l distrugă sau o să plece cu el la plimbare prin casă. Tocmai de aceea mă gândesc să o mut într-un pat mai mare și mai stabil, dar tot de pitici, evident. Copilul ar fi probabil fericit să doarmă și într-un pat normal, eventual chiar cu noi în pat, fără să aibă probleme să se suie sau să se dea jos din el. Problema n-ar fi asta, ci pericolul de a cădea din pat în timpul somnului. Există însă paturi de juniori, cărora le poți atașa cu ușurință bare de protecție, tocmai ca să previi astfel de accidente. Mie totuși mi-e mai mult teamă de cât de ușor va accepta schimbarea. Unii copii se adaptează repede la noul pătuț, dar sunt și alții, am auzit, care îl acceptă mai greu. De aceea, vorbește cu cel mic despre schimbarea pe care o plănuiești și eventual alegeți împreună noua piesă de mobilier. De asemenea, ca să faci tranziția mai ușoară, așează patul cel nou în același loc în care a fost și celălalt. Iar dacă dimensiunea noii saltele îți permite, folosește măcar pentru o perioadă aceleași așternuturi de până acum. Pe scurt, între un an și jumătate și 3 ani, poți face liniștit trecerea la un pătuț mai mare, dar dă-i timp copilului să se obișnuiască cu această schimbare. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!